Cum schimbi regula jocului clipă de clipă? Da? În ce te scalzi? Cum respiri? Din ce respiri, da? Schimbi clipă de clipă. Adică să înțelegi cam unde ești și despre ce e vorba. Din start, săritură cuantică. Da? De la job am fost expulzat, plecat, aruncat, așa. Din familie, divorțat, plecat, alungat, aruncat și așa mai departe. Și primul lucru, începi să-ți cauți job. Să înțelegi despre ce e vorba, da? Ce faci. Din start, săritură cuantică și investești energie, susții energetic primordiale. Da? Rezolvi problemele primordiale, adică care sunt? Locuința și dacă ai schimbat jobul, da? Pe ce l-ai schimbat, ce faci? Da? Te arunci și înregistrezi, da? În paralel, tu poți să faci asta, să coachui lumea. E suprapusă coachuirea, coachuiala, da? Nu neapărat despre ce povestești, poate fi orice. Ține și de profesia care ai avut-o în 3D, ține și de, da? De mai multe. Și atunci poți să, e ca și cum ți-ai schimbat jobul pe altceva, da? Ai fost ceva, ai lucrat și ai sărit și ai început să înregistrezi și nu înțelegi de ce. Că e legat de trezire, că e legat de, da? Nu contează. Investești, susții alt job. Că e ăsta, că e altul, vezi pe parcurs. Bun. Și omul, următoarea generație care face săritura cuantică, care e clipă de clipă, da? Următoarea generație, nu e ca 100 de ani în urmă, da? Depinde în ce timeline ești, da? Și susții și... Da? Ai plecat de acolo de unde ai locuit, primul lucru ce fugi la bancă și îți scoți, iei un împrumut. Una, să iei un împrumut pentru vacanțe, pentru, da, eu știu ce, din astea zi, vise sălbatice ai, știi, să iei împrumutul și să-ți cumperi, nu știu ce, eu știu, în casă ceva, să repari, să faci, să... Primul lucru, unde investești, după ce te-ai trezit și nu înțelegi unde ești, dar intuitiv ești ghidat, ghidată, ai pornit să investești în ceva foarte bine. Ești ghidat din start, pentru că investești în, culmea, nu-ți cumperi, adică nu investești frumos de la bancă, dar nu cheltuia proasta, da? Zbănuții din tine ca și cum. Îi cheltui pentru a susține energetic lumea ta. Unde, de exemplu, tu ai, nu puteai să sari ușor din fosta locuință, de exemplu, stăteai, da, într-un loc și trebuia să pleci urgent. A doua zi nu puteai să-ți iei bagajele și să te muți oriunde. Găsești pe net și te-ai mutat. Trebuia să găsești, după aia să te duci la bancă să scoți bani dacă n-aveai acasă destui, să plătești prima chirie pe o lună, două, cumva în timp, înainte, tu schimbi regula jocului. Gata. Dacă cineva făcea din asta bani și se distra, pentru tine e între viață și moarte. Era rezolvarea a problemei, era foarte important, era necesitate, era, nu știu, zic cum vrei, toate cuvintele vin acum. Și în câmpul tău energetic faci schimb. Când? 7 ani în urmă. 5 ani. Să-și aducă aminte fiecare când a făcut, a sărit dintr-un apartament în altul. Da? Pardon. Și s-a rezolvat. Și ai făcut asta de 2 ori. Îți dai seama? Deci ai cliruit, ai curățat locul. Cumva ai plătit răsplătit. Ai plecat de acolo, nu ți-ai așteptat să vină altcineva să-ți iei înapoi bălnuții pe chirie pe o lună înainte, care i-ai dat ca și cum, știi cum se dă înainte, da? Ei, ai cliruit, ai vindecat locul ăsta, spațiul, în câmpul tău energetic și acum generația următoare care face săritura cuantică
găsește pe, să zicem, se bagă să caute un apartament unde să se mute și imediat sună, se mută, plătește bănuțul pentru prima lună sau în timp, se înțelege, și când trebuie să plătească, plătește întreținerea și chiria. Nu mai e, trebuie să ai la tine bani și nu știu ce. E cumva altfel, să zicem, nu știu, cu un act, scrie acolo, te înțelegi cum, da, cu proprietarul, vezi cum, da. Cumva în direcția asta e important pentru lumea ta. Da? E un fel de. Ce puternic! E un fel de faci ceva pentru câmpul tău energetic. Și atunci un fel de ți se întoarce. Tu nu aștepți să se întoarcă, dar e, da? Inconștient îl faci. Ceva ca lumea. Vrând, nevrând, investește în așa ceva. Da, asta înseamnă să participe bănuțul tău în câmpul tău energetic cu cap, să se rostogolească așa cum trebuie și unde trebuie. Banii care, da, bănuți care ar trebui să facă puiuți, da, ceva de genul ăsta, să facă pui. Ok. Și referitor la tot, când e vorba de, da? Faci pentru tine, faci ce dregi, în paralel, nedându-ți seama, deja rezolvi una alta pentru toată lumea din câmpul tău energetic. Da? Când ție ți convine ceva și altceva ți se pare mai scump sau ți se pare prea ieftin, pentru că înțelegi cât de fapt costă să faci aia, trebuie să fii, să, da, să crăp economia locului tău, a câmpului tău energetic, știi? Nu. Ai puțin tică răbdare, ai puțin tică minte, dar ai răsturnat moartea situației în sine, da? Ți-aduce aminte cum era? Erai disperat, disperată, să-și aducă aminte fiecare unde. Și acum e ok. Și făcând asta, acum imediat ți s-au deschis alte uși. Tu nu știai de ce ești așa de, da? Are grijă de tine Universul, pentru că ai rezolvat una alta. Te-ai băgat ca să, da, în niște rate, ca să stai undeva în chirie, să zicem, până s-a rezolvat să ai locușorul tău sau și până acum. Depinde care cum. Da? Ok. Acolo e, asta vroiam să zic. Și cam despre asta e de fiecare dată când hotărăști să faci ceva. Cumva te gândești doar la tine, da? Și după aia începi să înțelegi că nu numai pentru tine ai făcut, ci nu numai la tine te-ai gândit, da? Dar întâi la tine te gândești. E confortul tău. Și normal că fă-ți ție ce ai vrea. Cum era? Nu-i fă altuia ce ție nu-ți place. Așa, ai înțeles. Ok.